O seară cu prietenii. O seară cu prietenii e Radio Vacanța dintotdeauna, din cei 45 de ani de existență pe 100.1 FM și online la radiovacanța.ro. Avem 12 minute trecute peste ora 20. Salutăm acum Moldova. Salutăm o voce care a fost alături de Radio Vacanța vreo 5, 6 sau 7 ani. Am dreptate, Valeriu Ștefan. Salut, Răzvan, salut ascultătorii Radio Vacanța și îi salut pe moldovenii mei. Cei care sunt acum pe litoral, cine ascultă, nu? Care se prezesc la soare acum în concediu. Dar și pe ceilalți, pentru că sunt la cei de dragi toți cei din toată România. E timpul concilierilor și e timpul să ne iubim mai mult decât a făcut-o până acum. Da, ai perfectă dreptate. Iată că rămân același constant prieten al acestui post minunat de radio de 100.1 MHz, Radio Vacanța, un post de radio pe care i-a iertat în șurița de modestie împreună cu colegii mei din generația respectivă, având în frunte doi oameni speciali, Florin Bruștel și Mircea Dascaliuc, alături de șeful departamentului de atunci al departamentului studio-teritorial și local, Gheorghe Verman, da, primiseră misiune să renoade firul tradiției acestui post de radio estival și ne-am găsit noi câțiva din provincie adunați sub această siglă să începem construcția. Și am început-o cu multă migală, având în spate și răspunderea extraordinară a unui demers jurnalistic pe care înaintașii noștri, și să pomenesc câteva nume, poate că ar fi nedrept dacă i-aș poveni pe toți, așa că mă abțin să o fac, dar dumneavoastră știți foarte bine și îi veți auzi în acest spațiu de emisii, Răzvan, cred că îi vei invita pe toți. Da, i-am tot auzit, da, pe Doina, exact, Caramzelescu, exact, Paul Grigoriu, Rodica Grigoriu, exact, Gabriela Langa, exact, da, Rodica, da, Grigoriu, am spus un pic mai devreme. A fost săptămâna trecută, am auzit-o și pe prietena noastră, Lena Murgu. Vor fi foarte multe nume ale Radio Vacanței. Să nu uităm Rodica Șerbănescu, să nu uităm. Să nu uităm pe Rodica Șerbănescu, da. Care a fost unul din pionii de bază ai postului de Radio Vacanța. După 95. Da, și de fapt și sub mâna domniei sale am crescut cătina, iată această generație de radio vacanțiști după 90. Și spuneam că am amintiri extraordinare. În primul rând am amintiri legate de prietenii mei de la Radio Constanța, transformație ad hoc în Radio Vacanța, da. Radio Vacanța, cu ajutorul nostru, sprijinul din teritoriu. A fost o perioadă frumoasă când ne-am desfășurat un an sau de activitate chiar în Vila 1, acolo la etajul 1. Apoi după care ne-am mutat la etajul 2, după care a trebuit să ne răspândim pe tot litoralul. Acum suntem numai la etajul 2. La etajul 2, așa. Și ne-am răspândit pe tot litoralul, iarăși întâmplarea fericită a fost ca într-un moment de inspirație, eu fiind cel trebuit să vadă locul unde va funcționa pe litoral Radio Iași ca parte componentă a lanțului de transmisii Radio Vacanța, am găsit vraja mării, Neforie Nord, un loc extraordinar care vreau să spun că a produs multe invidie rândul celor care ne-au vizitat, pentru că era într-adevăr un loc de excepție. Și de acolo mai departe au început aventurile noastre cele mai frumoase, legate de oamenii care veneau să se simtă bine pe litoral, dar în primul rând de prietenie pe care ne-am legat alături de cu colegii noștri din țară, prietenii bazate în primul rând pe rafinamente și pe afinități profesionale, pentru că asta era. Eram chiar în vacanță, într-un fel de vacanță între ghilimele. Noi ne făceam datoria totuși față de ascultătorii veniți în vacanță. Nu, atunci eram dintre 95, dacă nu mă înșel. Da, ăla a fost primul an. 95, da? Așa, țin minte că atunci am fost într-o grupă, eram împărțiți în mai multe grupe, eu am fost într-o grupă cu Mirela Moldovan, actualul redactor șef de la Târgu Mureș. De la Târgu Mureș, o fată extraordinară și o prietenă cu totul și totul deosebită, și cu Radu Săprăcan, Dumnezeu să-l odihnească acolo sus unde este, un om la fel de bun la suflet, un om excepțional, care s-a pierdut prea devreme dintre noi, dar care pentru mine cel puțin a semnat pe perioada când am fost împreună, a semnat simbolul unei
fi una dintre cele mai frumoase și mai curate prietenii pe care le-am avut vreodată cu cineva. Noi trei formam una dintre grupe. Erau mai multe grupe care făceau programele de dimineață, de prânz, de seară, discotecile, acele concursuri pe plajă, nu știu dacă se mai fac acum, transmisii în direct, tot felul spectacole. De vox popuri, da, spectacole, nu mai vorbesc, la Vila 1 pe terasă, vox popuri de-astea cu pistă falsă, de exemplu, mi-aduc aminte o întrebare care a strânit mult râs atunci, mult fals, dacă știe cineva unde se află canalul Coledoc, pe ce continent, sau, da, Coledoc, sau, exprimarea prea prupră, dar era atunci cam așa întrebarea. Știți, domnul primar Mazăre a hotărât să înlocuiască risipul plajei cu o suprafață modernă, cu Tampax, să trezi de acord cu această acțiune primăriei. De Pampax, da. De Tampax, da. Îți dai seama ce hohot de râs erau atunci în... Bine, am avut și accente în, cum să spunem, critice la piesa unor lucruri care se petreceau în mod real pe literatul, acolo unde este o comunitate în vacanță și acolo unde este de câștigat în comerț și de pierdut în același timp. Există tot felul de tentații și atunci noi eram cu ochii cât cepele pe tot felul de mișcări, mișpașuri pe care le făceau comerciații, eram cu ochii pe tot felul de, eu știu, lucrurile astea pe care le comiteau cei de la ape, cu deversări în Marea Neagră. Nu știu dacă se mai deversează acolo pe undeva, pe la Eforie, era un canal de scurgere din oraș. Da, se mai întâmplă și acum, da. Era jalea de pe lume ce se întâmplă atunci. Erau tot felul de reclamații. Ții minte că era coadă la noi la Radio Vacanță, la punctul ăla de lucru, cu, mă rog, turiștii din zonă. Bine, voi erați oricum în zona canalului respectiv de deversare. Sigur, absolut, era crunt, era cum ce se povestesc. Așa. Ei, îți aduce aminte care erau colegii tăi de la Radio România Iași, actualul Radio România Iași, care ți-au însorit verile aici la Radio Vacanța, la subredacție? Au fost cam toți, au fost Andrei Fărtăiș, Claudia Crăcăleanu, a fost Doina Bazgan, Irina Fidler, Constantin Mihai, majoritatea, Ilie Constantin... Majoritatea colegilor noștri au fost, ne-am avut un sistem mai larg de promovare a colegilor într-un astfel de experiment care l-a prins bine ulterior, pentru că era altceva. Întotdeauna, vreau să spun Răzvan, și probabil că știe acest lucru, și probabil că și Paul la rândul lui l-a spus în intervenția sa, Radio Vacanța a însemnat altceva decât ce putea percepe în mod obișnuit despre un post de radio public. Era o chestie de vacanță, așa, mai de plajă, mai de malul mării. Inclusiv pentru cei care o realizau. Exact, se mai scăpă șupurile și pe vremea aceea, să nu cred că era chiar așa de cu minte. Nici acum nu e cu minte, să știi. Foarte bine, dar pe atât mai mult era atunci, îți dai seama când o mică șperlă de asta aruncată în eter te putea costa cariera. Dar mă rog, au avut curajul colegii noștri de atunci să facă aceste lucruri. Era oricum altceva. Litoralul românesc, în momentul când apărea Radio Vacanța în aer, în văzduh, schimba duhul locului, duhul stației, se simțea așa un duh care plutește de la Cap Media, de la Cap Media sus vine, da, până în sud, la Radu Negru, nu? Așa se cheamă acolo, sau Negru Vodă, parcă. Negru Vodă, da. Negru Vodă. Jos, da. La 2 Mai, Vama Veche. Da. Vama Veche, acolo, la iarăși renumita, renumitul loc de întâlnire al tinerilor din această țară. Eu știu că ești un folkist îndrăit. Am aflat lucrurile astea între timp. Sunt iubitor de muzică folk. Cunosc foarte mult lume din această familie a folkului românesc și mă mândresc cu prietenia lor, unei bune părți dintre aceștia. O parte dintre ei am avut reușit cunosc la Radio Vacanța chiar și de acolo s-au legat prietenii. Pe altă parte am cunoscut-o prin legăturile noastre profesionale. Eu fiind realizator de emisiuni la radio și îți dai seama că am avut tot timpul contact cu lumea muzicală, artistică și așa mai departe. Ei, da, și pe care de consecință m-am îmbolnăvit și de microbul ăsta. Al folcului? Da, a fost în preajma Ciracului Flacăra, dar nu atât de implicat decât au fost ceilalți care au făcut și o carieră din povestea asta, dar discret și în anumite momente îmi făceam și o cită prezență alături de colega mea, Iulia Iosipescu. Iulia Iosipescu, din păcate, trebuie să spun acest lucru, a plecat și ea să se plimbe printre stele, pentru că asta a fost viața ei și destinul ei, acum vreo 2-3 ani de zile în urmă. Noi am avut multe lucrări, piese împreună făcute, una dintre ele este cea pe care ți-am trimis-o ție să o asculți,
Și pe care o să o difuzăm acum la Radio Vacanța. Lui Omar Khayyam este o prelucrare a celei urcavă, hai să spunem așa, al piesii inițiale. Vreau să fac aici un lucru și n-am făcut niciodată acest gest, dar îl fac de această dată. Există un personaj în lumea, în business sau show business ăsta românesc, care se preumbră mai mult prin Moldova, Aurel Neamțu, dacă nu mă înșel, care și-a însușit această melodie, care nu este a domniei sale, pe care de câte ori o cântă nu o face cunoscută cu toate datele de identificare, adică aparținându-i cu tărică muzica și versurile lui cu tărică, încât ai senzația că este melodia domniei sale. Ei, stimați prieteni, stimați ascultători și viitorii adevărului și ai muzicii, această melodie aparține muzica lui Valeriu Ștefan și lui Iosipescu deopotrivă, iar versurile lui Omar Khayyam. Omar Khayyam, unul dintre inspirații scriitorii antichității, care, iată, a pus aceste versuri extraordinare pe hârtie și ne-a transmis nouă în actualitate. Deci nu aparține domnului Aurel Neamțu această melodie, așa cum s-ar putea crede și așa cum au crezut foarte mult, datorită, hai să spunem așa, undei de mister pe care a lăsat-o să se propage în jurul ei. Propun să ascultăm piesa și să revenim de îndată pe litoral la Radio Vacanța. Bine, Valeriu! Da. O seară cu prietenii, cu Răzvan Petre. Se scurcă undele pe râuri și trupul
tău care mi-e astăzi cel mai dorit dintre limanuri. Va fi un bietucior din care vor bea drumeții pe la anuri. Valeriu Ștefan de la Radio România Iași se află la celălalt capăt al firului telefonic. Tocmai l-am ascultat cântând Vulciorul. E o piesă foarte frumoasă pe care promit să o mai difuzăm la Radio Vacanța. Nu știam că te pricepe atât de bine la cântat, Valeriu. Da, da, cântă pentru mine, nu cântă alții, stai liniștit. Problema este că am avut o viață, să zic așa, artistică destul de intensă, de bogată. Am jucat și teatru, dacă nu știai. Și uite, acum zilele astea fac o destăinire pe care n-am făcut-o nimănui, ți-o fac și acum. Zilele astea am avut marea șansă să aduc trupa Teatrului Municipal din Roman, unde am jucat o perioadă de timp în mai multe spectacole, să aduc într-o premieră absolută în sala de spectacole de la postul de radio România Iași, unde au jucat în mod absolut excepțional Doctor Fără Voia Molière, un spectacol care s-a bucurat de mare succes. A fost Drăgușorul care s-a insinuat în această relație Teatrul Municipal de Roma și Radio Iași, din rațiuni sentimentale în primul și în primul rând, și vreau să spun că nu-mi pare rău că am făcut-o, îmi pare chiar foarte bine, iar cei care ascultă acum Radio Iași, cei care ascultă Radio Vacanța și vor asculta Radio Iași, primesc de la mine invitația, în cazul în care sunt romașcani, să meargă și să vadă, fără doar să facă acest spectacol cu Molière. Este un pamflet absolut savuros, pamflet care are multe trimiteri la ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Asta este pentru cei care ascultă acum Radio Vacanța și Vacanța sunt din Iași. Da, sigur, absolut. Din Iași și din Roman, ar fi exclus ca această trupă să ajungă și prin peritoral să prezinte acest spectacol. De ce nu? Spun încă o dată, este savuros. Valeriu, revenim un pic la Radio Vacanța. Tu ai venit aici la Radio Vacanța în 1995, ai tot venit până pe la începutul anilor 2000. Da, corect. Sper să nu mă înșel. Da, corect. Ai legat de-a lungul timpului prietenii cu ascultătorii Radio Vacanța. Cum se desfășurau lucrurile atunci între redactorii Radio Vacanța și ascultători? Foarte calde erau relațiile noastre, foarte bine eram primiți de către ascultători. Vreau să spun că eram la concurență cu un așa numit Radio Sky, dacă nu mă înșel, mai ești acum? Există, da. Nu eram la concurență, eram frecvențele foarte apropiate. Foarte apropiate, una e cu 0, una e cu 1. Da. Exact, câteodată, domnilor, față de care am manifestat-o totdeauna, să zic așa, o reste colegial, n-avem nimic, cu absolut nimeni, toți avem locul soare, nu? Iar publicul este cel care alege. Bineînțeles. Totdeauna se șau călare pe frecvența noastră. Și se pare că publicul a ales anul mai târziu Radio Vacanța, 100,1. Exact. Și Radio Constanța. Da, și niciodată nu se mai făcea confuzia între Radio Sky, că totdeauna eram zis, Radio Sky, nu, Radio Vacanța. A, domnișoare, vă rog frumos, Radio Vacanța, bun. Și am avut deci relații foarte frumoase și foarte bune cu publicul ascultător. Era atunci problema pe care aș vrea să cred că nu mai aveți acum. Și dacă o aveți, este o notă critică pe care trebuie să o aduc. Nu prea ne auzeam pe plajă. Se aude foarte bine pe plajă. Avem o instalație de sonorizare, emițătorul merge foarte bine. Ne auzim la Nevodar, pe plaja din Nevodari, aici la Mamaia, la Mangalia și cine știe, în curând pe la Eforie. Perfect, pentru că și nu prea eram auziți pe plajă și ne părea tare rău. Fiecare era, mă rog, pus în situația să-și târie după el un receptor să asculte Radio Vacanța. Erau mulți care vreau să asculte. Mai ales că erau și informațiile foarte utile pe care le transmiteam noi. Era povestea cu copiii pierduți printre
turiștii din stațiune. Apropo de asta, știi că am demarat campania Brățara de Vacanță. Foarte bună treabă și foarte inteligentă și chiar vă felicit, pentru că, iată, este o rezolvare și este o rezolvare care vine din partea unei instituții de presă, care zice Radio Constanța, Radio Vacanța și așa mai departe. Și din partea unui ONG, World Vision în România, noi am întemeiat această colaborare încă din 2010. Foarte suntem la a treia vară în care copiii nu se pierd și ajung la Radio Vacanța, dar cred că lucrul ăsta se întâmplă de vreo 45 de ani. Da, așa este, sub diferite forme. Ai avut vreo piesă preferată pe care obișnuiai să o difuzezi la Radio Vacanța de-a lungul timpului? Eu sunt un clasic, deci dacă mă întreb de muzică... Un clasic rock? Rock, da, fără dar și poate. Dacă vrei să-ți spun cam ce difuzam, păi difuzam, cum vrei, direcție Deep Purple, difuzam Your Eye Hip, mai difuzam dintre cei mai vechi, așa, Butterhook, ce mai era dintre... îți dai seama că le căutam în fonoteca, nu cum mai e fonoteca cu benzi? Există fonoteca pe undeva pe la subsol, din păcate nu este atât de des folosită, pentru că acum avem fonoteca digitală. Dar căutam, îți dai seama că înainte de emisiune mergeam și luam benzi, era undeva pe turnul principal, etajul 3 sau 2 al clădirii, da. Undeva acolo era o încăpere și acolo era fonoteca și mergeam și căutam și... Dar la Nușa, așa. Da. Deci Led Zeppelin, nu mai vorbesc, Led Zeppelin, ai cumva rock and roll cu Led Zeppelin, dar era piesa... Nu știu, am pregătit Lady in Black cu Uriah Heep. Ah, Lady in Black, perfect, excepțional, da, sigur, Lady in Black. O foarte inspirată colaborarea cu Iris cu această melodie, mi s-a părut mie în ultima instanță. Nu mi-au prea mai mers la inimă cei din trupă, pentru că au împătrânit săraci, da? Asta e, alte vremuri erau acum și de mii de ani în urmă. Valeriu, te așteptăm și aici la Radio Vacanța, în vila numărul 1 din Mamaia. Ne reauzim pe 1053 de kHz, Radio Iași, da? Cu siguranță, eu am ținut foarte mult să am în emisiune acest moment Radio Vacanța, pe care nu vreau să spun că nu l-am ratat în niciun an, în diferite ipostaze fiind eu realizator de emisiune. De data asta s-a potrivit să fie o emisiune de turism și se lovesc foarte bine interesele. Relatările pe care le facem noi de aici. Eu vă mulțumesc vouă și ție, Răzvane și Adelinei, care este partenera ta și la radio. Partenera mea profesională, da? Perfect, și partenera de cine știe ce. Și partenera mea profesională, evident. Așa, și vă mulțumesc că am îndurora pentru faptul că sunteți și voi alături de ascultătorii noștri din Moldova și vom colabora până când vorba aia. Vom putea și promit că mă voi ține de cuvânt și voi încerca să ajung până la Radio Vacanța în această vară, poate chiar către sfârșitul verii, către sfârșitul stațiunii Radio Vacanța, pentru că atunci se fac socotele, atunci vă prind ce ați făcut. Exact. Și asta pentru că mai avem foarte multe de povestit. Sigur, fără doar și poate, după o vară plină, așa este. Dar dăm voie să-i salut din nou pe toți ascultătorii din de pe litoral, ai postului de Radio Vacanța, din țară, și cu pregătire prin moldovenii mei, pe care aștept să vin acasă, ei. Vin acasă, Maria, vin ei. Mulțumim, Valeriu Ștefan! Te salutăm! Nu mai bine!
just having spoke, she turned away. And though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black comb disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find it hard each time I think upon that windy day. And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wise, take courage from her as your prize and say hello for me. O seară cu prietenii, cu Răzvan Petre. The countdown has started, bringing to an end the 12th edition of Radio Holidays in only a few hours' time. И вот наступил момент, когда мы оставляем вам лишь наши воспоминания, выраженные двумя, надеемся, полюбившимися вам словами. Радиостанция «Отдых». Sonore ale anului 3000, cercetătorii care vor veni vor descoperi că în prima duminică din octombrie 78 a fost pentru Radio Vacanța momentul care marca... Da, timpul a trecut și din calendar, doamna vine ea. Vara amintirilor. Da. Erinnerungen beim Ferienfunk. Recollections Summer. Лето воспоминаний радиостанции «Отдых». Лето де сувенир. Vara amintirilor. Este vara amintirilor pentru că Radio Vacanța a ajuns la cea de-a 45-a ediție în 2012. În fiecare seară de duminică, de la 19 la 22, în seara cu prietenii avem amintiri și ne propunem să aducem în memoria ascultătorilor Radio Vacanța dintotdeauna voci de altă dată, voci de acum, muzica de altă dată și muzica de acum. Ați ascultat încheierea programului estival Radio Vacanța din 1978. S-a încheiat cu piesa celor de la Semnalem, Vara amintirilor. Este vara amintirilor și pentru Radio Vacanța, fiecare seară de duminică, cum vă spuneam. Și în această seară vom mai vorbi cu alți colegi de la Radio România Regional care de-a lungul timpului au trecut pe aici, pe la Radio Vacanța. Următorul pe listă este chiar colegul nostru de la Radio România Timișoara. El se numește Bogdan Puriș, va fi alături de noi pe 100,1 FM și online la radiovacanța.ro. Nu uitați să ne dați SMS-uri la 0751 10 0022. Dacă aveți amintiri frumoase cu Radio Vacanța, puteți scrie și pe mail la adresa răzvan
radioconstanța.ro. 1978 este chiar anul în care a apărut Vara Amintirilor a celor de la Semnale. Pe de altă parte, dacă aveți înregistrări de mult cu Radio Vacanța, le aștept aici, în vila numărul 1 din Mamaia. Ne puteți vizita, ne puteți da mail ori SMS. Vara Amintirilor este piesa pe care o ascultăm chiar acum, în seara cu prietenii, pe 100,1 FM și online la radiovacanța.ro. Semnale. Radio Vacances. Hier spricht der Ferienfunk. Qui Radio Vacanza. Referi Radio Stanze Oddach. This is Radio Holidays. Thank you.
mersul timpului și în zbor să atingi gândul omului. Suferim zi de zi pentru soarta lui, dar trăim orice ar fi dat pământului. Îi sădim florile pentru sărbători și îl știm, Doamnele, bun și roditor. Îi păstrăm drumul drept printre galaxii, repetăm înțelept verbul a trăi. Voi cânta pentru mine întreg, vreau să las un semn din anii mei, un semn din care să află omenirea despre noi. Tot ce în viață am creat, tot ce doar vieții am dat, voi cânta pentru mine nu-l trei. Vreau să las un semn din anii mei, nemuritor să-mi fie cuvântul când doresc, lumea să pot să-o împrățesc, pentru acest vis pământesc voi cânta. Și pământului îi păstrăm drumul drept printre galaxii, repetăm înțelept verbul a trăi. Voi cânta pentru mine nu-l trec, florile care nu vor să moară, pentru glasuri de copii în primăvară, pentru visul de a învinge infinitul și pentru astăzi și pentru mâine, pentru viață voi cânta. Voi cânta, voi cânta pentru milenul 3, piesa lui Marisei cu Timișorean de origine aici la Radio Vacanța pe 100,1 FM și online la radiovacanța.ro în seara cu prietenii, într-o seară de 24 iunie 2012. Salutăm prietenii Radio Vacanța și vocile Radio Vacanța. Bogdan Puriș, bun regăsit! Mulțumesc pentru invitație, Răzvan. Cu mare bucurie am dat curs invitației tale și mă bucur tare mult că sunt prezent într-un program Radio Vacanța. Amintiri dragi mă leagă de acest post de radio. Te simt emoționat. Poftim? Te simt emoționat. Da. Nu ești tu, nu ești tu, că tu nu ești emoționat. Ba sunt, de ce n-aș fi emoționat? Eu nu te-am cunoscut așa.
Nu m-ai cunoscut foarte bine. Da, probabil, da. Probabil ne-am cunoscut într-un oraș în care nimeni nu are emoții, în București. Vezi tu, Răzvane, când îți amintești de niște momente de demult, plăcute, n-ai cum să nu te emoționezi. Și eu mi-amintesc primele contacte pe care le-am avut cu Radio Vacanța ca și ascultător în anii 60-70, mai ales, și 80, mai apoi fiind... adolescent. Fiind adolescent, copil adolescent, exact, și tânăr, fiind la mare, fie cu părinții, fie cu prietenii, a fost un vis care s-a transformat în realitate în 1993. Am fost pentru prima dată detașat la Radio Vacanța, eu fiind redactor la Radio Timișoara. Am fost, cred, singurul la vremea respectivă din afara structurii REPS care am venit la Radio Vacanța, pentru că atunci ținea de redacția emisiunilor pentru străinătate, de REPS. Da, actualul Radio România Internațional. Așa, sub comanda grozavă, aș spune, a domnului Ivaneș, un om pe care l-am respectat foarte mult. După care am prins și alte schimbări. A fost interesant pentru mine, pentru că era perioada de avânt a posturilor private, comerciale, da. Și Radio Vacanța, pe care o știam drept un fanion al radioului românesc, asta a și fost în vremea... Și nu numai, al radioului european. Pentru că în Europa toată lumea știa în perioada anilor 80-90 că existau doar 3 posturi estivale: la Monte Carlo, la Mamaia, Radio Vacanța și încă unul. Da, nu vreau să te... În Ungaria există de mult și este un caz care îl cunosc, dar sunt mai multe posturi, probabil estivale. În fine, a fost interesantă tranziția asta pentru, ca să observ din interior, de unde a fost un post senzațional cotat la vremea respectivă, unicul post unde puteai să asculti o anumită muzică, anumite voci, anumite comentarii, o atitudine degajată. A fost interesant să văd cum, pe de-o parte, a trecut dintr-o mână în alta, de la Reacția pentru Sănătate a trecut la România Actualități, unde a stat vreo 2 ani, după care a trecut la... România Regională, da. Da, actual România Regională, Departamentul Zonelor Teritoriale și Locale, după care a trecut în ograda lui Radio Constanța. Și a fost pentru mine interesant să văd schimbările, oamenii care s-au perindat, viziunile uneori total diferite care s-au succedat și, bineînțeles, cota de piață, sondajele, lupta practic pentru audiență, în condițiile în care pe litoral apăreau din ce în ce mai multe posturi comerciale, chiar membre ale unor rețele naționale. Amintiri foarte dragi, acolo am putut să experimentez anumite trucuri pe care le-am folosit pentru prima dată Radio Vacanța. Făceam jingle-uri special pentru acest post. În 93 veneam cu benzi, cu fragmente din povești pe care le inseram. Da, astăzi este ceva uzual să vii cu fragmente din piese radiofonice sau din povești. De la vremea aceea, probabil că am fost primul care am avut această idee și alte asemenea idei radiofonice pe care, e adevărat, că le prinsesem și eu din străinătate. Îți aduce aminte ce emisiune realizai la Radio Vacanța? Era un program cam cum sunt posturile comerciale, adică stăteai pe post 3-4 ore. Un comparaj mai lung, da. Da, da, era o moderație, era un mozaic, un radioprogram de largă întindere. Un magazin, da. Un magazin, pot să spui, și ne succedam în funcție de programări, de făceam diminețile, la prânz, după masa, seara. Program de noapte nu era la vremea respectivă. Știu că beneficiam de un suport tehnic extraordinar, pentru început de la București și apoi de la Radio Constanța, niște colegi chiar de nădejde care am avut plăcerea, cu care am avut plăcerea să lucrez. Și, în fine, îmi pare rău că n-am apucat să lucrez cu tine. Dar, nu, dar am recuperat între timp, da. Că am apucat să lucrăm împreună. Da, dar nu la Radio Vacanța. Nu la Radio Vacanța, cine știe, poate vara asta e drum la mare și facem o emisiune împreună. Da, da. Una, două, trei, cinci. A fost foarte interesant pentru mine să lucrez la un moment dat cu colegi veniți din toate colțurile țării, pe vremea când Radio Vacanța era patronată de România Regional, actualul România Regional, și erau veniți colegi din Cluj, din Iași, din Craiova, din Constanța. Asta a fost, cred, cea mai puternică experiență radiofonică
practică, nu teoretică, pe care eu am trăit-o. Lucrul la Radio Vacanță alături de oameni veniți din alte zări radiofonice, eu cred că și publicul a avut de câștigat, era o emulație chiar, și fiecare se uita la celălalt, pentru că fiecare avea experiența lui, nu, în domeniul radioului, a fost fantastic. Îți propun acum preț de 30 de secunde, un minut, să reascultăm câteva din semnalele din perioada aia. Dacă ți-aduce aminte, în ce perioadă ai lucrat tu la Radio Vacanța, începând din 95 până când? Din 93, 93 a fost primul an în care am venit. Da. Și până cred în 2002 sau 2003, nu știu când a fost perioada, Radio Constanța nu a mai venit din teritoriu. Și de atunci se face cu forțe locale, din câte știu, Radio Vacanța. Poate te regăsești în semnalele astea. Ascultați Radio Vacanța 100,1 FM. Ei, ce zici? Astea sunt semnalele făcute de DSTL deja. Da, da. Sunt semnalele mai noi. Da, sunt semnalele din perioada aia. Da. Îmi place soarele. Îmi place marea. Dar tot mai mult îmi place Radio Vacanța. A recunoscut niște voci aici? Nu, n-am recunoscut. Știi ce se întâmplă? Veneau niște semnale, niște jingle-uri de la DSTL de la București, dar mai veneau și redactorii cu ale lor, făcute pe temerii unde, adică la studiurile lor regionale. Unele erau imediat adoptate toată lumea, altele le folosea fiecare în emisiunile lui. Era o varietate extraordinar de mare de semnale. Chiar nu știu câte se mai folosesc din ele astăzi. Acum există cu totul altă baterie de semnale. Nu știu dacă ți-ar plăcea să asculți ce fel de jingle-uri și de semnale avem noi acum. Încercăm? Păi ia pune unul să-mi dau seama. Ascultă cea mai tare frecvență de pe litoral, 100,1 FM, Radio Vacanța. Radio Vacanța. Da? Sună bine. Este altceva, nu? Da. Față. Și în spatele nostru este Lily Was Here cu Candy Dulfer. Da, Candy Dulfer și Dave Stewart, chitaristul trupei Eurythmics. Da, da. Am folosit-o la Radio Vacanța acum 20 de ani și merge și astăzi, uite. Mă bucur să aud lucrul ăsta de la tine. Hai să mai încercăm ceva cu jingle-urile Radio Vacanța. Poate recunoști o voce, da? Estival 99, Radio Circuitul Vacanței. Ai recunoscut vocea? Răzvane. Este vocea lui... De minune, chiar nu-mi dau seama și la telefon și... e fonic. Sunt cu un nume pe limbă, dar mi-e teamă să-l rostesc, poate nu e, nu știu ce, nu, chiar nu, mai ales dacă n-ai nicio... Da, este vocea regretatului Radu Săplăcan. A, de la Cluj. Din păcate. Bogdan, aici la Radio Vacanța tu realizai atât comparaje cât și emisiuni muzicale. Da, e adevărat. Depinde de perioada în care am lucrat, depinde sub ce conducere am lucrat. S-a transformat foarte mult programul Radio Vacanța. Mi-aș fi greu acum să spun când ce am făcut. Știu că mergeam, stăteam 3 săptămâni, uneori și mai mult, și făceam ce era necesar. Care a fost cel mai lung program pe care l-ai realizat la Radio Vacanța? De câte ore? Eu cred că mai mult de 4 ore nimeni nu stătea pe post. E obositor. Era și așa mult. Da, la un moment dat intri în pană de idei, totuși. Nu poți să dai numai muzică și meteo și horoscop. Trebuie să mai spui ceva, e post public până la urmă. Și, da, e un post public de vacanță. Da. Nu poți să vii cu o supă lungă, știi? Da, cum alte posturi își permit să vină cu așa ceva. Ți-e dor de Radio Vacanța? Este, sincer. Ce fel de muzică obișnuiai să difuzezi la Radio Vacanța în perioada aia? Ce era la modă? Nu știu. Difuzai din preferințele tale, difuzai ce ți era ție mai aproape de suflet sau difuzai piesele care se cântau în perioada aia pe litoral? Asta cu se cântau în perioada aia pe litoral este, sau acum, se cântă pe litoral, asta e ceva foarte relativ, depinde ce asculti, depinde la cine faci referire, așa era și atunci. Radio Vacanța ca post public era și cred că este și astăzi un deschizător de trend, de drum. Eu m-am ferit să difuzez ce auzeam la posturi comerciale. Bineînțeles că în anii 90 era acel Eurodance
Foarte la modă toate, da, hiturile cu care s-a transformat în popcorn, DJ, da, Bobo, și așa mai departe. Nu neapărat le difuzam. Bine, intrau și ele pe post, dar nu exclusiv. În fine, m-am axat foarte mult pe o varietate și am ținut mult la varietatea muzicală. Atunci când tu veneai, erai detașat, cum spuneai aici, la Radio Vacanța, îți aduci aminte cu cine erai în echipă cel mai adesea? Cu cine te-ai împăcat cel mai bine din colegii tăi din Radio România Regional? Da, totdeauna era altcineva. Răzvan, să știi că ăsta era și un farmec. Erau, și chiar mă feresc să pronunț vreun nume sau altul, am cunoscut o grămadă de indivizi pe care altfel n-aș fi avut nicio ocazie să-i cunosc decât poate întâmplător pe vreun tren. Dar am lucrat cot la cot cu persoane foarte bine pregătite, venite repede din toate colțurile țării și din Radio Constanța. Am făcut echipă foarte, foarte reușită cu colegi de-ai tăi din Radio Constanța, care acum îți sunt în continuare colegi sau colege. I-am la Radio Vacanța bine. Chiar, unii dintre ei. Da, da. Nu știu care este structura la ora actuală Radio Vacanță, în ce măsură voi, ca angajați în Radio Constanța, cum vă împărțiți între două posturi de radio, dar probabil că reușiți până la urmă. Sunteți probabil și mai mulți. Rămâne mai să ne consult site-ul. Da. Da. Apar, n-am. Dar vi s-au găsit modalități. Știu că s-a schimbat și conducerea la voi și probabil că s-au găsit modalități fericite de a vă coopta, de a vă cointeresa. Mă rog, de la Radio România Timișoara știu că au fost foarte mulți colegi și prieteni de-ai tăi aici la Radio Vacanța. Vezi tu, la un moment dat s-a încercat o formulă interesantă de altfel, de a prelua câte o subredacție pe litoral, în stațiunile de pe litoral. Și fiecare post regional avea o astfel de subredacție. A fost o perioadă interesantă. Eu n-am fost la o astfel de subredacție, întotdeauna am stat la sediu, Maia, da. La sediu. Dar, mă rog, ei erau cu tehnic acolo, aveau o sonorizare pe câte o terasă, la Năvodari în tabără. Au fost experiențe foarte interesante și toți cei cu care am discutat, de la mine, de la radio sau de la alte posturi regionale, toți au spus, fără excepție, că au plecat mai deștept, să zic așa. Se dor de Radio Vacanța. Mai rutinat, au încercat lucruri pe care altfel aveau cum să le încerce. Spune-mi. Se dor de Radio Vacanța. Păi ți-am răspuns că mi-e dor de Radio Vacanța. Când vii la mare? Eu mai ascult pe internet Radio Vacanța. Și Radio Constanța, da? Da, cu siguranță. Când vii la mare, atunci? Dacă ți-e dor de Radio Vacanța. Nu știu când vin la mare, pentru că e o distanță atât de mare, mare spre mare. M-am obișnuit prost, Răzvane, cu autostrăzile. Și de la Timișoara spre est nu prea este autostradă. Așa că eu când mă urc la volan, tot spre vest mă duc. Și mă opresc unde mi se termină rezervorul. Am înțeles. Îți mulțumim, Bogdan Puriș, pentru prezența ta aici la Radio Vacanța. Cu siguranță vom mai vorbi în vara asta și vom mai avea de până ceva amintiri și poate odată cu noua autostradă a 2 de la București la Constanța, autostradă fără întreruperi, da? Poate reușești să-ți răpești un pic din timpul tău liber și să vii aici în vila numărul 1 din Mamaia. Mulțumesc pentru invitație. Te așteptăm cu drag. O seară plăcută. Spuneai un pic mai devreme că difuzai tot felul de muzică. Dar eu știu că ești îndrăgostit de muzica rock. E adevărat? Nu neapărat. Îmi place. Vezi tu, eu ca redactor muzical n-am voie să fiu îndrăgostit. Sau dacă sunt îndrăgostit, mai mult sau mai puțin, n-ar trebui să spun lucrul ăsta. Să spun că mie îmi place formația sau genul cu tare. De ce nu? Atâta timp cât nu deranjează și nu transpare pe radio, nu? N-ar trebui să transpară pe radio lucrul ăsta. Bun, ce gen de muzică îi place lui Bogdan Puriș? Da, ce m-ai întrebat? Ce fel de muzică îi place lui Bogdan Puriș? Păi ascultă emisiunile, Doamne. Așa cum ale tale sunt pe internet și ale mele sunt ascultabile pe internet. Dai pe site-ul Radio Timișoara, există link de ascultare în FM, în AM. Te uiți și tu când am emisiuni și dai și asculti. Absolut, și o să-ți fac o idee.
O să tot ascult așa cum ne-am tot ascultat în iarna asta. Îți ofer o piesă cu Erasure. Sper să-ți placă. Îți mulțumesc. Salutări la Timișoara. Ici Radio Vacances. Hier spricht der Ferienfunk. Qui Radio Vacanza. В эфире радиостанция «Отдых». This is Radio Holidays. Compact cu Paul Ciuci în formația inițială. Mi-e tare dor de tine aici la Radio Vacanța pe 100,1 FM și online la radiovacanța.ro. În seara cu prietenii de astăzi, 24 iunie 2012. Mai avem un prieten Radio Vacanța la telefon și îl salut pe Răzvan Ursuleanu, cel care an la rândul a realizat la rândul emisiuni la Radio Vacanța. Salut, Răzvan! Salut, Izule! Salut, Izule! Vreau să spun de la bun început, firește, salut pe toți ascultătorii tăi, pe toți ascultătorii voștri, dar melodia asta, știi cum e, punct ochit, punct lovit, s-a dus direct la suflet și se leagă evident de foarte multe amintiri ale mele legate de
de Radio Vacanța Răzvan. Hai să începem cu o întrebare foarte simplă. Ce înseamnă Radio Vacanța pentru tine ca om, nu ca redactor de radio, nu ca profesionist de radio? Păi, l-ascultai de kinder, da? De mic copil. Nici nu o să spun ca om legat de radio, pentru că atunci am riscat să fim cu toții subiectivi. Până la urmă este jobul nostru și trebuie să privim printr-o altă perspectivă decât un ascultător care nu are legătură directă cu radio. Dar ca ascultător, dacă pot să spun așa, sau ca om care vine la mare, e un punct de referință. Mă gândeam, înainte să vorbesc cu tine, Răzvane, că așa cum în București, până la un anumit moment dat, din fericire, am avut întâlnirea aceea de la ceas de la universitate, care s-a pierdut, la Radio Vacanța a rămas, asta a bănuit de-a lungul întregii istorii. Lumea se întâlnește în față la Radio Vacanța. Și că copiii vin la Radio Vacanța, da. De pe litoral și nu e degeaba. Deci nu este un loc selectat așa, randomly. Este locul în care găsești o pace interioară. Este locul... Este reperul litoralului. Exact, și mi-am dat seama de un lucru de-a lungul anilor, că oamenii care au venit în calitate de invitați, în primul la Radio Vacanța, s-au simțit foarte bine. Radioul acesta n-a avut nicio legătură cu stresul, deși, până la urmă, prin definiție, un post de radio trebuie să fie ușor ofensiv, agresiv. Voi ați reușit să îndepărtați chestia asta. Noi am reușit în 45 de ani. Noi, cu toții, am reușit în 45 de ani. Aș putea spune și noi, mă includ și eu un piculeț acolo, un strop, pentru că mă bucur foarte mult că au fost ani în care am făcut parte din această minunată poveste a voastră, Răzvane, și caracterizată, nu găsesc decât cuvinte de laudă și evident lumea ar putea să spună, da, lucrez la radio și e subiectiv. E adevărat, dar eu în ultimii ani știi că n-am mai ajuns acolo, dar amintirile sunt neștirbite. Deci tu te auzi acum pe 98,3 FM pe București FM, da? Pentru bucureșteni. Dar te-ai auzit o bună perioadă și aici, la Radio Vacanța, pe 100,1 FM. În ce perioadă se întâmplă asta, Răzvan? Păi au fost, în urmă cu, nu știu, cred că 15 ani sunt Răzvane. Și din ce îmi spuneau colegi care au fost an de an, chiar și în anii aceștia în care trăim, lucrurile nu s-au schimbat ca formă, ceea ce asta contează până la urmă, pentru că fondul înseamnă cuvintele noastre, melodiile pe care le prezentăm, dar forma în sine asta dă valoare. Și ceea ce transpunem, n-a pierdut nimic. Și ceea ce transpunem din trăirile noastre pe post, exact, prin muzica pe care o difuzăm, prin vorbele pe care le împrăgăm. Dacă n-ai fost feedback-ul ascultătorilor, al invitaților, cântăreților care s-au perindat de-a lungul anilor, atunci această impresie s-ar fi schimbat sau s-ar fi minimalizat puțin. Dar eu zic că nu s-a schimbit deloc. Și este meritul vostru. Este meritul nostru, repet. Da, îl văd cumva și cu asta o să închei, că aș vorbi la nesfârșit despre amintirile dragi. Îl văd cumva ca un fel de, dar nu pragmatic, ca un fel de stat în stat, un falanster, un sanctuar. E un sanctuar în care toate grijile, toate stresurile, toate lucrurile care se acumulează negative în fiecare zi se sting acolo. Dacă Vacanța reușește să le îndepărteze. Ori cred că este cel mai important lucru pe care alte posturi de radio, nu numai de la noi, cheltuiesc averi și fac eforturi deosebite și nu obțin nicio frântură. Radio Vacanța, practic, este un post simbol al litoralului care imprimă o altă stare de spirit de-a lungul celor 3 luni și jumătate de emisie pentru cei care îl ascultă și pentru cei care îl produc. Așa este, Răzvan. Subscriu și m-aș bucura să nu fie numai subiectivist și sunt convins că nu este. De fiecare dată când am ajuns acolo, nu astfel, deși noi creștem, unele lucruri care par foarte frumoase sau entuziaste în tinerețe, odată cu vârsta poate că e normal să se stingă, dar nu Radio Vacanța. Vorbeam acum câteva ore la telefon și mi-ai spus o chestie foarte interesantă. Noi nu ne-am întâlnit niciodată pe căldură. Exact, deși suntem doi oameni legați de soare atât de mult. Exact, și de Radio Vacanța. Tot timpul ne-am întâlnit pe nămeți de 2 metri, pe viscol și așa mai departe, când... Exact, realizând emisiuni de revelion. Deci când realizam revelioanele România Regional, da. Pe când vii tu la mare acum? Păi, Răzvan, eu o să onorez invitația pe care tu ai făcut-o în iulie și sau, că e cu slash, în august... Chiar și un minuțel oferit de voi în emisiunile voastre, pentru mine este o sărbătoare. Îți aduce aminte când ai venit aici la Radio Vacanța, Răzvan? În ce an? Când amintesc, sigur că da, prima oară. Țin minte că erau tot felul de spectacole care invitați artiști, pianiști, erau și formații străine
și lumea venea, era cel mai frumos lucru pe care îl oferea litoralul. Venea toată lumea care auzea de la alții și stătea acolo să facă parte. Chiar dacă, să spunem, nu toate formațiile evidente erau Scorpion sau de renume mondial. Da, dar au devenit formații au devenit, sau interpreți de renume, da. Ce am mai observat, Răzvan, când o formație cântă acolo are ceva în plus față de un alt spectacol în altă parte. Pentru că nu e doar un job. Pentru cei care vin, cine sunt contracte ca peste tot, cum se desfășoară lucrurile în lumea asta. Dar acolo e ceva în plus, pentru că cei de pe scenă, să o numim scenă, e o scenă, e o scenă radiofonică, simt asta căldură sufletească din partea celor care sunt acolo, care la rândul lor sunt relaxați, evident, încât parcă au note în plus față de melodiile lor obișnuite, note altfel. Colegii tăi de la București FM ți-au fost alături de-a lungul timpului aici la Radio Vacanța. Care sunt colegii de la București FM care au venit aici la mare? Uite, Mihaela Ioniță, colega mea, ani de zile de emisiune, a fost acolo la Radio Vacanța, ani buni la voi acolo. Și cred că dacă tot și mă gândesc așa, luând om cu om, cum se spune, sunt foarte puțini care nu au fost. Care nu au fost. Și mi-amintesc că în anii aceia în care noi veneam acolo, aveam colegi care făceau tot posibilul să participe și ei la această sărbătoare, să fie o zi, două, o rubrică, ceva, ca să știe la vârsta amintirilor că au făcut și ei parte din această boemie frumoasă pe care voi ați creat-o acolo. Pe care noi am creat-o. Aici pe care la noi Radio am creat. În 45 de ani. Eu mă bucur foarte mult că spui lucrul ăsta, Răzvan, pentru că atunci cu atât mai mult timp că am făcut și eu parte și fac parte în continuare. Și faci parte în continuare din echipa Radio Vacanța din cei 45 de ani. Care este cea mai de suflet amintire de aici, de la mare, din vila numărul 1 din Mamaia? A ta, Răzvan Ursulean. Răspunsul este automat. Mă amintesc că într-o din ani, îmi pare rău, n-aș putea spune exact care, a venit o formație din Germania care cânta muzică ostășească și prezentatorul, cel care trebuie să fie, exista și translator, firește, pentru că oamenii aceia vorbeau doar germana și pentru cei care erau acolo, mii de oameni erau, ceea ce spune în germană, să spunem, nu era neapărat de înțeles chiar pentru toată lumea. Dar prezentatorul s-a îmbolnăvit și eu am fost chemat în regim de maximă urgență. Trezit din pat, am venit cu părul vulvoi, țin minte că aveam niște pantaloni scurți, deci eram total nepregătit pentru scenă și nici nu mi s-a spus ce anume se va întâmpla. Când am ajuns acolo, am văzut o mare de oameni, dar mare la propriu, nu numai, erau două mări, Marea Neagră și Marea de oameni, oameni da. Entuziasti, exact, și 20 sau 30 de cetățeni îmbrăcați în uniforme ostășești, cu tromboane, cu orchestre, erau orchestre, care vorbeau în germană toți. Deci îți dai seama că mie mi s-a năruit moral tot universul, pentru că nu înțelegeam ce urmează să spun. Din fericire, țin minte că a venit cineva de la Forumul Democrat German și mi-a dat o hârtie pe care l-au traduse în limba română toate melodiile pe care urmau să le cânte. Și să le cânte fanfara, că era o fanfară. Și atunci mi-a mai venit puțin inima vir și am să recunosc puțin, am și inventat puțin. Ai improvizat, da. Am improvizat puțin pe... Dar lumea a fost foarte fericită și știi cum e, până la urmă totul s-a încheiat cu bine. Dar în momentul ăla mi s-a părut de o disperare fără margine, știi cum e, când n-ai niciun punct de reper. Dar ușor, să știi, să spun ceva, uite, și cu asta chiar închei, Răzvan, și să le spun și ascultătorilor noștri. Cred că dacă eram în altă parte și mi se întâmpla același lucru, în altă parte, oriunde în altă parte decât la Radio Vacanța, nu m-aș fi descurcat. Dar era totul atât de frumos încât... Și de natural? Și de natural, încât mi s-a părut chiar și această mare problemă din punct de vedere profesional, că până la urmă m-am dus nepregătit. E adevărat, explicația, luat pe nepusă masă, dar m-am dus nepregătit. Dar fiind acolo, ușor, ușor, mi-am venit în fire și totul s-a terminat cu bine, a decurs și s-a terminat cu bine așa cum ar fi trebuit să fie. În altă parte, cred, îți spun, Răzvan, sincer, că o acam. Radio Vacanța este de fapt o stare de spirit, ar trebui să conchidem cu ideea asta, nu? Și dacă iei sintagma aceasta stare de spirit, pur și simplu, primul semn de egalitate este de asemenea în contrapartidă cu Radio Vacanța. Răzvan Ursulean, îți mulțumim tare, tare mult și vreau să-mi răspunzi la o ultima întrebare. Ce fel de muzică difuzai tu la Radio Vacanța? Pentru că aveai drept de veto la adresa muzicii care intra pe post atunci când tu erai pe post.
Păi erau, țin minte că erau foarte, făceam foarte multe dedicații muzicale. A fost o perioadă în care erau foarte la modă. Acum ascultătorii s-au schimbat, ne-am schimbat și noi, s-au schimbat și ascultătorii și cerințele și așa mai departe. Dar bun, și care era cea mai difuzată piesă? Mi-amintesc că una dintre ele era, era o piesă de referință. Nu, erau mai multe. Boniem s-a ascultat foarte mult, care Boniem e oricum ca și noi doi legat, această formație legată de tot ce ține de soare. Și mai era o formație care ținite că a fost și la București înainte de Revoluție, Gumbei Dance Band, cerută de asemenea. Son of Jamaica. Care era cerut. Astea erau. Păi hai să ascultăm Son of Jamaica. Da? Încă o dată îți mulțumesc. Mai am încă o mulțumire. Credeam că le-am epuizat pe toate. Și pentru asta îți mulțumesc. Mulțumesc, Răzvan, să ai parte de o seară perfectă. Și te așteptăm aici, în emisie, la Radio Vacanța, da? Toate cele bune, cu cea mai mare plăcere și mă simt onorat. Seara bună. Touch by Touch cu Joy, o piesă hit Radio Vacanța prin anii 80 și la începutul anilor 90, acum pe 100,1 FM și online la radiovacanța.ro. Am rămas datori cu o piesă cu Gabriel Dorobanțu, o să ascultăm de îndată, se numește Niciodată, vine din 1988, este compoziția lui Viorel Gavrilă. Nu uitați numărul nostru pentru SMS-uri, 0751100022, dacă aveți mesaje pentru Radio Vacanța, ne puteți scrie în secțiunea contact de pe site-ul nostru radiovacanța.ro sau din acest moment, peste 20 de minute, ne puteți suna la 0241518919 sau 0241518922 dacă aveți amintiri deosebite legate de Radio Vacanța. Niciodată cu Gabriel Dorobanțu, acum la Radio Vacanța. Niciodată n-aș putea înlocui dragostea ta. Niciodată nimeni mângâierea ta nu poate da. Niciodată, niciodată liniște în viața mea nu aș găsi. Iubire fără tine sunt Sărut pe 100,1 FM. Un radio ca un sărut. Radio Vacanță.
vinovat. Nu te iert odată pentru atâtea ori. Evident, inocent, mă acuză și mă cear pe inima. Și refuz, și acuz, întotdeauna tu vei fi așa. Nu mă-ntreabă inima ce prețare viața mea. Îmi ia zile, îmi ia nopți și-n dragoste supos. Eu vând gratis viața mea. Gratis viața mea. Exclusiv, intensiv, mi-e pusă inima la încercare. Actual, e normal, e rândul meu să pun o întrebare. Mă acuză și mă ceartă inima. Și refuz, și acuz, întotdeauna tu vei fi așa. Nu mă-ntreabă inima ce preț are viața mea. Îmi ia zile, îmi ia nopți și-n dragoste suport. Eu vând mea. Nu mă-ntreabă inima ce preț are viața mea. Îmi ia zile, îmi ia nopți și-n dragoste suport. Eu vând gratis viața mea. Nu mă-ntreabă inima ce preț are viața. Eu vând gratis viața mea. Nu mă-ntreabă inima. Și nu mă întreabă inima, a fost Mirabela Dauer aici la Radio Vacanța pe 100,1 FM și online la radiovacanța.ro. Ediția cu numărul 45 în seara cu prietenii. Ne scrie cineva aici pe SMS la 0751100022. V-am ascultat ani de zile când veneam la mare. Nu am fost suficient de inteligență și înregistrez și ascultam, deși avem un radiocasetofon cu mine. Păcat, compensez acum cu o mică arhivă digitală cu deschiderea sezonului de niște ani încoace și cele mai bune emisiuni. Mulțumim tare, tare mult lui Emil, care ne este alături pe 100,1 FM Radio Vacanța. Emil, să știi că până la toamnă vom avea seri cu prietenii ca aceasta din de astăzi, 24 iunie 2012. Seara bună! Bun găsit, Răzvan! În seara a doua seară cu prietenii, reînvind amintiri din cei 45 de ani de Radio Vacanța. Datorită curiozității tale constructive de jurnalist, am mai aflat câte ceva și despre Cici Pătrăhău. Când m-ai invitat tu pentru prima oară în studioul numărul 1 din vila numărul 1, acum câțiva ani... La Radio Constanța, nu la Radio Vacanța, da? Da, când m-ai invitat, nu mai așa? Știu când, da, a venit la mine o tânără frumoasă care m-a întrebat dacă bea o cafea. Desigur, Cici, am băut da. Acea cafea foarte bună. Da, Cici cafejoaică de meserie. Și pentru că mi-a plăcut de ea, adică de Cici instant. Da. Îi salut pe toți prietenii consacrați deja, dar și pe cei ce s-au alăturat de curând, oferindu-le atât lor cât mai ales vouă, a toa, cu joda să. Dacă găsim piesa, o difuzăm, da. Însă eu am pregătit o piesă care mă reprezintă acum, aproape de finalul programului din această seară. Se numește When All Is Said and Done. Știu că difuzez pentru a treia oară ABBA în această seară. Nu-i nimic, mă, chiar mi-a plăcut, vorbeam pe mes cu cineva că Put On Your White Sombrero este acum una din preferințele mele de la ABBA. Înainte era Andante Andante, acum e asta. Mă bucur că s-a întâmplat așa prin intermediul Radio Vacanței. Da, ca majoritatea lucrurilor bune ce mi se întâmplă. Hai să fim în vacanță până la toamnă, da? Da, sigur că da. Să uităm de cele rele. Cele sigur. Bune să se adune până la toamnă.
Să se adune Răzvan și să le spele pe cele rele pentru la toamnă. Așa e, să se adune și după, știi tu, rodul de toamnă. Aba, when all is said and done, sper să-ți placă. Mersi mult, Răzvan. When all is said and done cu Aba. Doamne, cât iubesc piesa asta, pentru că atunci când... Când eram recepționer la Hotel Europa în Eforie, după o tură de noapte, dimineața pe la 6, difuzam piesa asta prin tot hotelul, se auzea în tot hotelul și, Doamne, cât iubeam clipa aia de dimineață de la ora 6. Am făcut-o și pe asta, am fost și recepționer și redactor de radio și DJ. Bună seara, alo! Bună seara, Răzvan, și bună seara tuturor ascultătorilor de Radio Vacanță. Îți mulțumesc din suflet pentru frumoasa emisiune din seara asta și pentru toate celelalte, bineînțeles. Și mi-aduc aminte că prin 70 îmi făcusem apartament în Tomis Nord și vă ascultam la un aparat din ăsta, vai de sufletul lui, dar... Și acum ne puteți asculta la toate aparatele de radio. Acum vă ascult până și în telefon. Nu știu câte baterii am stricat. Nu este problemă, dar oricum voi rămâneți postul de radio de suflet al tuturor constanțenilor. Și nu numai. Și nu numai. Tuturor care au venit pe litoral. Ce v-a plăcut? Ce piesă v-a plăcut în mod deosebit din playlistul Radio Vacanța de-a lungul timpului? De fapt, să știi un lucru, că eu preferințe chiar așa mari n-am avut pentru muzică. Pentru că mie îmi place toată muzica. Păi, vă ofer o piesă cu Joe Dolan, sper să vă placă. Bine. Bine? Eu foarte rar, dacă am făcut, dacă mi-a plăcut o piesă cu adevărat, a fost El Condor Pasa. Care Simon and Garfunkel. Da, foarte rar. Da, am difuzat-o aseară, dacă mi-aduc foarte bine aminte. Sau acum două seri. Am fost plecată de acasă. Și acum două seri am difuzat-o în discuri de colecție. Poate. Dar o redifuzăm acum la Radio Vacanță. Ce bine ar fi. Îmi faceți o reală surpriză. O auziți, da? Vă pupim și o seară cât mai frumoasă vă doresc. Salutare de mâini, doamna Mariana. Sănătate. Seara bună. 9 minute rămase până la ora 22. Ultimele SMS-uri la 0751100022, ultimele telefoane la 0241518919 sau 0241518922. Vorbeam un pic mai devreme de lucrurile frumoase care s-au întâmplat în viața mea. Chiar și această piesă este un lucru frumos în viața mea. El Condor Pasa. Trecea Condorul, o piesă din 1970. Este o piesă preferată de mine, cu Simon and Garfunkel. O seară cu prietenii. Atua, un hit Radio Vacanța din 1976, ne răspunde Emil prin SMS la 0751100022. Emisiunea aceasta este printre cele pe care le înregistrez. Extrem de reușită, felicitări, mulțumim tare, tare mult, noi cei de la Radio Vacanța. Vă ascult pe net, întrucât sunt deocamdată în afară ariei de acoperire a celor 100,1 FM și chiar și a stației de unde medii. Din păcate, Radio Vacanța nu emite decât pe 100,1 FM și în online la radiovacanța.ro. Nicio emisiune a programului estival Radio Vacanța nu se aude în bani de unde medie, acolo unde se difuzează Radio Constanța. Am ajuns și la finalul serii cu prietenii de astăzi, 24 iunie 2012, de aici, de la Radio Vacanța. Răzvan Petre sunt, seară frumoasă, ne reauzim mâine la ora 12. Cu bine! Aici, Radio Vacanța. Transmitem zilnic programele noastre estivale pe 100,1 FM. Ici Radio Vacances. Nous diffusons quotidiennement depuis la villa numéro 1 de Mamaya sur 100,1 FM et sur radiovacanza.ro. Говорит радиостанция «Отдых». Мы вещаем каждый день из виллы номер 1 в Мамае на частоте 101 FM и на сайте radiovacanza.ro. Qui Radio Vacanza, i nostri programmi vanno in onda ogni giorno dalla Villa 1 di Mamaia su 100.1 FM e su www.radiovacanza.ro. Hier spricht der Ferienfunk. Wir senden täglich aus der Villa Nummer 1 in Mamaia auf 100,1 UKW und im Internet auf www.radiovacanta.ro. This is Radio Holidays with daily broadcasts from Villa Number 1 in Mamaia on 100.1 FM and radiovacanza.ro.
100,1 FM. Radio Vacanța.